Iurie Leancă rămâne indecis deocamdată în ceea ce privește votul său de joi asupra moțiunii de cenzură împotriva guvernului deputatul, spune însă că are toate motivele să ridice mâna în semn de neîncredere, însă demiterea executivului creează riscul unei coaliții de centru stânga sau al alegerilor anticipate. În situația aceasta, fostul premier va urmări până a joi evoluția lucrurilor în cadrul Alianței de Integrare Europeană numărul 3, urmând să iau o decizie în ultimă instanță. Totodată, Iurie Leancă speră în resetarea coaliției de guvernare care să conducă țara în următorii trei ani, iar în în acest scop, el zice că poartă discuții cu mai mulți deputați PLDM privind aderarea la PPM și formarea unei fracțiuni puternice. De cealaltă parte, actualul premier Valeriu Străleț nu vede nicio problemă în invitarea grupului Lancă pentru a face parte din Alianța pentru Integrare 3 și președintele Parlamentului, Andrean Candu, crede că este necesară cooptarea deputaților neafiliați pentru a asigura o majoritate stabilă a Alianței de Guvernare.